La capitolul 1, versetul 1, cunoscându-l pe Dumnezeu. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Cum deschizi Sfânta Scriptură după ce am terminat această, acest capitol numit Biblia, cum deschizi Biblia, primul subiect este la început Dumnezeu, punct. La început, Dumnezeu. Primul subiect care, după ce ți-a fost clar ce este Biblia, ce spune Biblia, ce conține Biblia, primul subiect care trebuie tratat este, la început, Dumnezeu. Și începem cu Dumnezeu. Seria Fresh Start nu are de-a face cu prezentarea, într-un mod dogmatic, al fundamentelor creștine. Mulți au căzut în această ispită și eu însumi, ani de zile am căzut în această ispită. De a prezenta într-un mod dogmatic, adică teoretic dogmă. Dogma este bună dacă este în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și ce înseamnă, cum verifici dacă este în conformitate cu, Dumnezeu, cu Cuvântul lui Dumnezeu, este simplu. Vezi dacă are un rezultat practic. Deschid Cuvântul, Dumnezeu îmi vorbește și nu îmi vorbește să-mi fac capul mare, ci inima mare ca să am acțiuni mari. Ok? De aceea, Seria Fresh Start nu este o prezentare dogmatică a teologiilor, a fundamentelor, a învățăturilor de bază, ci este o învățătură practică cum să umbli cu Scriptura, cum să-ți vorbească Dumnezeu din Scriptură. Și asta am văzut și astăzi mergem mai departe, cum să-L cunosc pe Dumnezeu. Vedeți, chiar și această temă, cunoașterea lui Dumnezeu, este o temă pe care foarte mulți dintre noi o avem la un nivel dogmatic. Și ca să poți verifica dacă l-ai la un nivel dogmatic, adică teoretic, vezi dacă poți să răspunzi la întrebarea de ce? De ce să-L cunoști pe Dumnezeu? Și dacă îți formulezi cu greu un răspuns, atunci cunoașterea lui Dumnezeu pentru tine e posibil să fie o chestiune foarte teoretică. De aceea, foarte multe lucruri în viața noastră nu se întâmplă. Vreau să vă spun această temă, cu lui Dumnezeu are de a face cu noi într-un mod foarte, foarte practic. Nu uitați! Sfânta Scriptură, când ne uităm la Sfânta Scriptură, gândiți-vă că este un hambar foarte, foarte, foarte mare în care se află foarte, foarte, foarte multe semințe. Semințele din acest hambar plantate în mod corect în inima omului. Mai devreme sau mai târziu, cu siguranță vor aduce roade, rezultate. Și rezultatele sunt două cuvinte. Viață și roade. Viață și roade. Când pui o sămânță, de ce cred lucrul acesta? Pentru că Cuvântul Lui Dumnezeu îmi spune lucrul acesta, dar în același timp, în lumea naturală, când pun o sămânță în pământ, sămânța aceea, după un anumit timp, provoacă viața. Acolo pornește ceva viu. În primul rând. În al doilea rând, va avea roade. Amin? Nu uitați, cuvântul pus în noi va aduce roade. De aceea, în Daniel, unul din pasajele care, din scriptură care mie îmi place foarte mult și îl îndrăgesc, Daniel 11, cu versetul 32 din Vechiul Testament, ne spune că doar aceia, nu toți, doar aceia din popor care îl vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari sprevi sau mari lucrări. Câți dintre noi ne dorim să rămânem tari, stabili? Mâna sus. Majoritatea, ok? Câți dintre noi ne dorim să facem lucrări mari? Ok? Cei care nu sunt tari, nici lucrări mari nu pot face. E foarte simplu. Dar este important să realizăm un aspect foarte, foarte important despre cum suntem și cum funcționăm. O să vedeți pas cu pas unde vreau să duc lucrurile. De exemplu, tu gândești. Tu simți, tu acționezi, în cea mai mare parte a vieții tale sub umbra unor factori. Toți din acest loc, ba mai mult, toți din trupul lui Hristos la nivel universal, ba mai mult, toți oamenii în această viață gândesc, simt, acționează, sub umbra unor anumiți. Factori. Factorii aceștia sunt decisivi. Haideți să vedem care sunt. În primul rând, ce ai auzit că s-a spus de către alții despre tine. Ce ai auzit spunându-se de către alții despre tine. Ce ai văzut că au făcut alții cu tine pe parcursul vieții. Și ce ai simțit din partea celor din jurul tău. Acești trei factori sunt esențiali. Noi funcționăm. Nu există niciun om din lumea aceasta care să nu funcționeze sub aceste trei aspecte importante. Ce ai auzit că au spus alții despre tine, ce ai văzut că au făcut alții cu tine, ce ai simțit din partea altora pentru tine. Ceea ce trebuie să realizăm este faptul că modalitatea în care suntem formați prin creație, atenție, noi suntem concepuți în primul rând pentru a primi. Tu și eu sunt conceput în așa fel încât eu trebuie întâi să primesc. Și doar, apu, doar după aceea pot da. Sună egocentric, știu, centrat pe sine, pe mine însumi, sau pe tine însuți, dar asta este realitatea. Și atenție, dacă nu înțelegem acest aspect, în toată viața noastră de credință, vom trăi sub umbra legalismului. Vom încerca să producem ceva mai întâi sau mai înainte ca să fi primit. Cel mai important este ca întâi să primești. Și atenție, lucrurile stau în același fel și în domeniul natural. Tu, în primul rând, respiri, bei apă, mănânci ca să poți exista. Ce înseamnă asta că primești ca să poți funcționa. Ba mai mult, dragostea care ți-a fost exprimată, cuvintele care ți-au fost spuse de când erai mic, atmosfera în care ai crescut, au fost esențiale pentru o dezvoltare normală. Niciun om orfan, niciun om care a trăit fără părinți și a trecut uh, prin această experiență foarte rea a orfelinatului, nu va rămâne fără urme în viața lui. Umbra trecutului, umbra contextului în care el a crescut, îl va urmări toată viața. Toată viața. Va produce în el lucruri de care vrea să scape și nu va putea să scape. Gânduri îl vor urmări și nu, 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 nu va putea să scape de aceste gânduri, de aceste emoții care, care vor veni ca o avalanșă peste el. Unii vor acoperi foarte bine. Lucrurile acestea, dar ele sunt acolo. Alții le vei vedea în tot ceea ce fac. Atenție! Pot să mă uit la o persoană, să o urmăresc cu mare atenție și pot să îți spun foarte multe lucruri despre ea, după modul în care acționează. Atenție! Tu nu ești ceea ce faci, dar vei face întotdeauna ceea ce este în tine. E simplu. Mă uit la tine. Te studiezi foarte simplu și imediat poți să stabilești prioritățile în viața ta, în credința, în familie. Lucrurile esențiale și mai puțin esențiale sunt foarte, foarte simplu. Te uiți cum acționează omul. De aceea, în noi, uitați-vă la cei care au crescut în cămine normale, în familii normale, unde dragostea a fost exprimată, unde tatăl a spus copilului, te iubesc, l-a luat în brațe și a exprimat dragostea, fie că era bărbat sau sau femeie, acel copil, da? A primit dragoste, apreciere din partea ambilor părinți. A primit ajutor la timp. În el s-a consolidat lucruri care îi vor da o stabilitate pe tot parcursul vieții. Cele mai multe probleme emoționale în viața de credință sunt datorită faptului că undeva au fost minusuri din ceea ce am auzit că au spus alții despre noi, din ceea ce am văzut că au făcut alții cu noi, din ceea ce am simțit din partea celor din jur. De aceea este important să îmi ridic ochii de la mine însumi și să privesc către Dumnezeu și să văd cea mai înaltă autoritate din acest univers. Ce spune despre mine? Ce face cu mine? Și ce simte El pentru mine? Este singura persoană din Univers care niciodată nu-și va încălca cuvântul, care niciodată nu-și va schimba emoția, care nu va fi fluctuant în păreri. Când spune o părere despre tine, că ești lumina ochilor, Vei fi lumina ochilor pe, pe veșnicie. Este cea mai înaltă autoritate, cea mai uh, uh, stabilă persoană din acest univers și când arosti ceva despre tine, aceea poți să te bazezi că este adevărul. De aceea este important să-L cunoaștem pe Dumnezeu. De aceea, aceea din popor care îl cunosc pe Dumnezeu, încep să... Audă părerea lui Dumnezeu despre ei înșiși. Dumnezeu începe să spună părerea lui despre tine. Începi să vezi lucrarea lui Dumnezeu pentru viața ta. Și după aceea vei începe să simți ceea ce Dumnezeu vrea să-ți transmită să simți. Și asta o găsești în Cuvântul lui Dumnezeu. Cunoscându-l pe Dumnezeu când ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, ce spune El despre tine? Ce face El cu tine? Ce simte El pentru tine? Vă garantez că cele trei arii sunt acoperite în viața fiecărui dintre noi. Încep să aud unica părere din univers care contează. Încep să simt dragostea cea mai stabilă. Și văd o lucrare care nimeni nu îi se poate împotrivi. Și asta o găsesc în cuvânt, cunoscându-l pe el. Trei pași, cum să-l cunoști pe Dumnezeu? Trei pași practici, cum să-l cunoști pe Dumnezeu? Este foarte important să înțelegeți că în Scriptură, din primele pagini ale Scripturii, din primele pagini ale Scripturii, dacă am fi avut doar primele două pagini ale Scripturii, nu era suficient. Că în primele două pagini ale scripturii este începutul, esențialul despre Dumnezeu și despre noi, care ne dă o stabilitate pe tot parcursul vieții. Primul punct. Cunoaște-i Numele. Cunoaște-i Numele. Ajung să-l cunosc pe Dumnezeu cunoscându-i Numele. Dumnezeu are un nume, iar Numele său îmi arată cine este el. Vă dau un exemplu. Era la bunici la țară. Dacă n-ai fi din partea locului, ai face o mare greșeală. Mergeam la scăldat în fiecare zi, cu soare, chiar și alea norate, și trebuia să străbat satul bunicii mele. Uh, în întreg satul, pe ulițele pe care mergeau, erau filtre, în ghilimele. Filtrele însemnau doamne în vârstă, noi le numeam babe, care săteau cu capul uh, agățat în gard și avea întrebarea cheie pe care nu o putea rata. A, ești, maică? Dacă nu erai antrenat, făceai o mare prostie să spui Alu lui Șerban. Hă? dar cine-i Șerban? Unde stai? Pe ce uliță? Dar de unde ești, mă? Și trebuia să-i dai toată istoria ta ca să înțeleagă, ca să ajungi la punctul uh, cheie. Pentru că știam, deja aveam experiență și știam cum pot ajunge acolo unde vor, dădeam numele bunicului. Dar atenție! Nu numele de familie sau prenumele. Porecla. Porecla era codul, password când spuneai, știai, știau a ești, uh, uh, pe ce uliță stai, cine e bunic cu bunica, cine e posibil că aveau un filtru foarte, ochiul era foarte ager. A, tu ești al lui Eugenia! Adică mama mea, ok? Și password era așa. Ghița din porumb. Ăsta era numele porecla bunicului. A cui ești? Alughiță din porumb. De ce numele ăsta? Pentru că arăta ce făcea el. El era vânător. Și cam toată ziua stătea în porumb la pândă. Și de acolo i-a venit porecla, ghiță din porumb. Și atunci știau, ok, gata, știu, asta e acolo, colțul negoieșilor, ești alucutare și identificare. Ok, numele spunea ceea ce faci și imediat știai cine ești. Această, acest fel de gândire este împrumutat de la evrei numele, fiecare nume evresc, ca să-ți dai seama dacă ai nume evreiesc sau ceva, e posibil să, să ai legătură, conexiune cu evrei. uite dacă numele tău are însemnătate. De obicei, numele evreilor însemna ceva, spunea ceva despre, despre ei. Și la fel și Dumnezeu. Dumnezeu, atenție, are nume care ne arată clar ce face El și în felul ăsta cunoaștem cine este El. O veste bună, Dumnezeu nu are un singur nume. Dumnezeu are foarte, foarte multe nume. Foarte multe nume. Dar, și fiecare din nume ne arată tot mai mult și mai mult cum este Dumnezeu. În Geneza, capitolul 1, care l tocmai l-am citit cu versetul 1, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și îmi place de Tata Ceresc că a știut cum să-i încuie pe Iehoviști. Primul nume al lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură este Elohim. Pentru că știam că dacă acolo ar fi Iacve, pământul ar fi plin de martori al lui Jehova. Și tata din cerul nu a vrut să facă lucrul acesta pentru că îl ignoră pe Duhul Sfânt. Și nu-i place ca o parte din familia lui să fie ignorată. Nici nu mie nu mi-ar place, nu? Și nici, nici vouă. Ok? Și tata a zis, ok, ca să încheiem subiectul, primul nume care îl spun este Elohim. Ok? Dar nu acesta este motivul numele lui Dumnezeu Elohim și nu Iacve, nu Adonai, nu Sabaot și multe alte nume pe care Dumnezeu le are în Scriptură și este un studiu extraordinar să studiezi doar numele lui Dumnezeu, numele Elohim acolo este cheia. Pentru că acest nume este Dumnezeu la plural. Evreul care credea într-un singur Dumnezeu atotputernic. Că nu există un alt Dumnezeu în afară de Dumnezeul Poporul Israel și acela este singurul Dumnezeu, ei foloseau, prim, prima întâlnire cu Dumnezeu când deschideai Scriptura, era Elohim, adică Dumnezei. Și toată Geneza ne vorbește despre Elohim. Să face om după chipul și asemănarea noastră. Noastră. De ce? E important să răspundem la întrebarea de ce, pentru că această acest răspuns care îl vom da la întrebarea de ce, va duce revelație în viața noastră. Ok, nu o să intru în uh, uh, gândirea despre trinitate, atât vreau să vă spun că subiectul trinității este fundamentul, sau uh, dacă e să vorbim în termeni teologici, doctrina de bază a creștinismului. Ai anulat trinitatea, ai anulat creștinismul. A anulat creștinismul. De-a lungul istoriei, de la începuturile Scripturii, până în prezent, istoria a fost foarte clară, s-a crezut în Trinitate, în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu apare nicăieri cuvântul Trinitate, ca să nu cădeți în, în patima argumentației. Nu apare nicăieri cuvântul Trinitate. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu a vrut să intre în jocul apologeților filozofi, teologi, creștini, de rang înalt și așa mai departe. Dumnezeu nu explică cum funcționează Trinitatea. Am făcut păcatul să explic în trecut cum funcționează Trinitatea. Trinitatea este ca o cărămidă. Pământ, apă și foc amestecate, puse în apa, pământ și pus în foc. Iată cum este cărămida. Ce aberație să-L compar pe Dumnezeu cu o cărămidă. Cred că e cea mai mare hulă care am putut-o folosi înaintea lui Dumnezeu și mulțumesc că m-a iertat. Să ne ierte pe fiecare dintre noi care l-am cumpărat pe Dumnezeu cu RGB, razele curcubeu și așa mai departe, lumina, masa și multe alte obiecte. Să nu ne facem, da? Știți, prima poruncă, ok. Trinitatea și încheiem subiectul. Trinitatea nu este un subiect de filozofie. Aici Aici, satana și-a băgat coada în creștinism. A zis, dacă le dau la ăștia subiect să-l dezbată, vor pierde esența Trinității. Tata, în cuvântul lui Dumnezeu, nu-l trimite pe Duhul Sfânt să explice Trinitatea, pentru că oricum n-am înțelege chiar dacă ne-ar explica-o. Chiar dacă ne-ar da formula matematică a Trinității, tot ne-ar fi greu să o deslușim. Dar, în mod clar, de la începutul Scripturii până la sfârșit, este clar arătată ce face Trinitatea unde apare Trinitatea. Te uiți foarte clar când Domnul Iisus vine pe pământ în pântecele Mariei. Trinitatea este acolo. Maria, umbrită de cel înalt, Duhul Sfânt, într-un mod misterios, le ia pe Dumnezeu Fiul și îl pune în pântecele Mariei. Da? Și iată Domnul Iisus acolo în, în, trup de om. Iată Trinitatea, la botez la fel. Domnul Iisus în apă, Duhul Sfânt în chip de porumbel Duhul Sfânt nu este porumbel, atenție. Nu alergați după porumbel dacă vreți să fiți plin de Duhul Sfânt. Nu, nu asta e soluția. Sunt mulți în piața sfatului, nu, nu. Spuneți-ne, deschidem Cuvântul și ne rugăm pentru primirea cu Duhul Sfânt. Ca un porumbel în sensul de gentil. Da? Un porumbel care vine și trimis cu un mesaj. L-a îmbrăcat pe Iisus Hristos cu putere. Și Tatăl care spune, acesta este Fiul meu prea iubit. Peste tot în Sfânta Scriptură, de la început, până la sfârșit, până în Apocalipsa, Trinitatea apare. Fără, dar și poate Trinitatea apare și nu avem noi vremea astăzi să discutăm despre lucrul acestea, pentru că nici Isus n-a făcut apologetica Trinității. Ea este și punct. Amin? Ok. Dar, de ce Trinitatea? Cu ce mă ajută? Hai să spun un lucru. Încă de când deschizi Scriptura, primul cuvânt despre Dumnezeu în Scriptură spune, știi ce? Viața cu noi are de face cu relații. Creștinismul este o religie a relațiilor. Creștinismul are de face cu relație. Pentru că Elohim este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, familia perfectă din veșnicie. Și Dumnezeu în mila Lui și în harul Lui zice, haide în această părtășie. Haide în acest cerc în care noi ne-am simțit extraordinar dintotdeauna. Dar ca să intrăm în acest cer s-a plătit foarte mult cu viața lui Iisus Hristos pe cruce pentru noi. Pentru că acel cerc era atât de sfânt încât nimeni nu se putea apropia fără să fie sfânt și unul singur era sfânt, Domnul Dumnezeu. Dar a trebuit să curgă sânge sfânt al lui Iisus Hristos ca noi să fim sfinți și împreună cu Dumnezeu să locuim împreună. Să stăm împreună cu El, să avem părtășie el să-și exprime dragostea față de noi și noi să o primim și să o dăm la alții. De la început, creștinismul, trebuie înțeles că este o credință a relațiilor. Chestiunea cu grupul meu, cu grupurile de casă, nu este ifosul sau viziunea unei biserici sau unei mișcări sau a pastorului unei biserici, nu, nu, este viziunea Tatălui. Grupul de casă imită, într-o măsură oarecare, cum gândește Dumnezeu despre creștinism. Să stăm, să comunicăm, să ne împărtășim trăirile, viziunile, să ne susținem unul pe altul, pentru că așa face Tata, Fiul și Duhul Sfânt din veșnicie. Una la mână. Doi la mână, cu ce mă ajută, este când înțeleg că Dumnezeu este Elohim, este Tata, Fiul și Duhul Sfânt. Trebuie să înțeleg că creștinismul nu este o religie a singurătății. Creștinismul nu este o religie a singurătății. Orice persoană care trăiește în singurătate, vreau să spun în mod foarte clar, trăiești experiența lucrării celui rău. Pentru că încă de la început, de la creație, cel rău a intervenit pentru a aduce separare între Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și om. Să nu mai fie împreună. Singurătatea, și când vorbesc de singurătate, vreau să vă spun, sunt oameni care pot veni la biserică regulat, care pot participa într-un grup de casă, pot avea prieteni, dar tot singuri să se simtă. Dacă te simți așa, ești o victimă a celui rău. Trăiești sub influența lucrării lui. Cuvintele care le auzi sunt ale lui și nu al lui Dumnezeu. Pentru că tata zice, Fiul meu a murit, ca tu să fii cu mine, cu Duhul Sfânt și cu Fiul și noi să fim una împreună. Nu uitați ce spune Domnul Iisus. Creștinismul este o credință a individualismului. Domnul Iisus a enervat puțin pe tata că nu, nu a fost înțeles și s-a dus singur cu lumea să demonstreze. Nu, nu. Tot timpul a fost un parteneriat între tata, Fiul și Duhul Sfânt. Tot timpul a fost o echipă. Noi nu credem în triteism, da? adică în trei Dumnezei, ca să nu înțelege. Trebuie stabilit foarte, foarte bine lucrul acesta. Nu credem în trei Dumnezei. Noi credem într-un singur Dumnezeu, în trei persoane, una care sunt una, dar diferite în responsabilități, dar una în esență. Diferiți în responsabilități, dar una în esență. Ei împreună formează Dumnezeu. Dacă l-ai scos pe Duhul Sfânt de acolo, nu mai este Dumnezeu. Nu poate. Nu mai poate fi Dumnezeu, pentru că Dumnezeu așa este conceput între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și ei sunt una. Noi nu credem în trei Dumnezei, noi credem într-un singur Dumnezeu. Dumnezeu care este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Noi nu credem că Dumnezeu s-a revelat de-a lungul istoriei între persoane. În Vechiul Testament s-a revelat ca Tatăl, în Noul Testament s-a revelat ca Fiul, iar după ce Fiul a plecat s-a revelat ca Duhul Sfânt. Un Dumnezeu care s-a revelat în trei imagini. Nu, nu, nu credem în așa ceva. Scriptura nu ne lasă așa ceva. De ce? Pentru că în același timp când Domnul Iisus era aici pe pământ, era total dependent de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt îl trimitea, l-a trimis în pustiu și el se ruga Tatălui. Iată, în același timp, în același moment, Tatăl Fiul și Duhul Sfânt împreună. De deci, aceea trebuie să înțelegem, orice formă de individualism este orice formă care vine din partea celui rău. Orice formă în care nu te simți confortabil de a da socoteală, de a, de a te feri de responsabilitatea, de a fi întrebat sau de a te supune... Întotdeauna când lucrurile astea provoacă dificultate în tine, este clar, nu trăiești sub umbra gândirii lui Dumnezeu. Dumnezeu de la început a zis, știți ce? Noi suntem un singur Dumnezeu, avem responsabilități total diferite, Fiul și Duhul Sfânt se supun Tatălui. Este foarte clar asta în Scriptură. Iisus când a venit aici pe pământ s-a supus Duhului Sfânt. Ea a fost o supunere reciprocă, Iisus a dus la Tatăl și ne-a trimis Duhul Sfânt să facă lucrarea? Creștinismul are acest fundament. Și noi trebuie să înțelegem că cunoscându-L pe Dumnezeu și întâlnindu-mă cu acest Dumnezeu, dintr-o dată sunt descoperite în viața mea emoții, sunt descoperite stări, sunt descoperite lucruri care nu sunt în concordanță cu imaginea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu mă ajută ca ele să fie schimbate. Vom vedea data viitoare mai mult despre lucrurile acestea, al doilea punct și anume cunoscându-i lucrarea. Astăzi ne oprim aici la cunoscându-i numele și vreau să înțelegeți că atunci când îi cunoști numele lui Dumnezeu, îți dai seama cine este El. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care a format o familie, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care este un tată, un fiu și un Duhul Sfânt, nu, sunt, nu este o religie a singurătății, este un, nu este o religie a, 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 o religie fără relații. Sunt părinți, sunt copii, exact cum într-o familie naturală există părinți și copii, exact așa și în, și în Biserica Domnului sunt părinți și copii. Și Dumnezeu ne-a dat această imagine în El, ca noi să o copiem și să o implementăm în familiile noastre și în Biserica Lui. Atenție! Dumnezeu a plătit un mare preț. Nu pentru familia ta. Dumnezeu a plătit un mare preț pentru familia lui. Și familia ta trebuie subordonată sau aliniată la familia lui. Întotdeauna avem aceste principii. Dumnezeu pe primul loc, le auzim. Dumnezeu pe primul loc, familia pe doi și așa mai departe. Eu corectez lucrul acesta pentru că nu este în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem nicio epistolă măcar scrisă pentru familii. Dar avem învățătură și pentru familii. Toate epistolele sunt scrise pentru familia lui Dumnezeu, care e biserica. Dar cea mai importantă relație din biserică este soția mea și copiii mei. Ei sunt cei mai importanți în ordinea priorităților și după aceea ceilalți. Deci cu alte cuvinte, în conformitate cu Sfintele Scripturi, lucrurile trebuie aranjate după modelul de familia lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat o imagine